ce vrei să-ți spun. Cine este Dana? Ma. <laughs> Spera că plec acasă cu ea, știi? Deci eram clasa 11 Ei, salut, bine ați venit la episodul 3 din podcastul de la Brand Recorder. Azi l-am... Pe salut. Florin Ristei lângă mine. Brand Recorder, yes! Da, e studiul nostru aici din Iași. Ok. Uh, lucrăm cu companii din Iași, companii din SUA, din din lume. Văd că aveți că... bani de camere de-astea scumne. Da, avem red, spune, dar spune. <laughs> mă, film, mă vedeți acum, am filmat cu un red ăsta șmecher <laughs> da, da, și da, cu încă da. două de-astea pe care scrie 18K, nu știu ce scrie pe ele, că da, n-am da, da, mai da. fost așa ceva. Ia zi cum a fost drumul cu aceia, ai venit pe autostrada București-Iași? Am venit ca bogații cu avionul. Cu atereu, <laughs> <Coate reu>, da. <laughs> Ieri am avut la Galație acasă și luasem iașul dinainte și luasem bilete de avion și s-au venit băieții de la Galație cu tehnicul, s-au venit și noi ne-am întors acasă azi noapte, am mai mâncat ceva și dimineața am plecat pe 38 de grade din București, aici Mara. e mai lejer, dar atereul ăla, aoleu, când îl văd... Dar mie îmi place, nu mă Îți place? Eu fiind înalt, dacă așa? stau la geam, trebuie să stau trebuie așa... Să... <laughs> știi? Și mi se pare că merge avionul strâmb. Mie mi-e teamă, pe măsură ce îmbătrânesc, mi-e din ce în ce mai teamă. Mie îmi place aviația, adică am fost și la școala de piloți și am luat un zbor de... cu instructor mm -hmm. și am, am pilotat. Și ai avut manșa? Da, păi da. Dar bine, sunt două manșe. Da, 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 Eu am și simulator la studio, adică Aha. eu știu Erba, știu Boeing, de... știu, le știu pe de rost, adică tot ca lume, știi? Și am de la Tuzla am luat. Mm -hmm. Și de Și de acolo, bă, bă te Mm. știi cum, deci am decolat și din cauza vântului avionul s-a dus așa și eu ca să mă uit în dreptul da? pistei stăteam așa stăteam în față <laughs> dar e altă senzație când îl pilotezi crede-mă, în... nu că e altă senzație eu am zburat pe Diamond de A20 Așa, nu știu ce. e dat. un hublot de sticlă efectiv și am avut fix senzația că sunt un zeu și de mă cel. uitam în jos la muritori wow. deci nu se compară că te urci într-un avion mare Aha. și stai, nu, e altceva Parastia ai sărit? Nu, și n-am să sar. De ce? M-am dat cu parasail în ăla, știi, da? cu baba mam. Mi-e frică de înălțim, dar în sensul că dacă mă, mă urc... Da, da, dacă stau pe ceva la înălțime, da, okay. cu un cum bloc să atunci nu, mor. Deci Ma. mi se pare că se strâmbă clădirea. Sării să de două ori, e foarte tare. Da, știu. Cu coarda elastică ai sărit? Nu, și nici n-am să acolo sar. Nu am... deci acolo eu vreau... Limita. Îmi trebuie coloana <laughs> intactă, Mi-e frică, rămâne un picior în urmă când te trage... De... Da, da zic te rog, uh, am văzut că te și pe motoare. Eu nu mă dau pe motoare. Mă să mă convingă Ilona acum. Am, am pus eu niște poze că am fost în Portugalia și am da. fost la un circuit de ăsta micuț. Am pentru prima oară pe motor de enduro. Și m-am descurcat mai bine decât mă așteptam. Mă așteptam să nu mă descurc cu vitezele la da. picior, că e total diferit față de mașină sau de orice. Și cu, cu ambreiajul încă am probleme. Că îl folosesc ca frână. Și oh, mi am, m -am bres motorul da, și... Da, 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 da. Dar m-am dat pe un circuit de ăsta de, de, de noroi și chiar bine, m-a lăsat să mă dau singur spre final. În două ore deja și cu viteză și săream pe niște dâmburi și mi-a căzut și motorul pe mine odată. Alea măcar sunt uh, ușoare față S -s -s, de... dar mi-a prins, mi căzut pe o piatră și mi-a ah, făcut okay. un hematom de... Dar uh, mi-e teamă așa în trafic. Am condus scuter multă vreme. Da, traficul, cred că eu am fost motociclist mm -hmm. și eram pe vitezane și asta a fost exact traficul, a fost mm -hmm. chestia care a zis da, că nu mai Da, și dacă mi nu mi-aș lua de viteză, mi-aș lua unul, să, să poți iei curba așa, să nu trebuie să așa. eu te-am întrebat de motocicletă pentru că vreau să ajung la viteză și anume știu că îți place Formula 1. Crezi că vrei să-mi faci cadou. Nu. <laughs> îți place Formula 1? Da. Am e. un cadou pentru tine. Mamă, zim. Nu stai liniștit că asta e, asta e cutia yes. de la Red. Cutia. Știu că îți place Formula 1 și că te joci, uh -huh. uh, nu știu cu ce echipă ții, e, cu ce pilot, hai, hai mi Sunt mai pe Hamilton eu. Ești pe mai... Sunt mai pe Hamilton. Uite, mai pe Hamilton, uite, ține un Red Bull. <laughs> <laughs> Mulțumesc! Mi-a dat mașina concurenței, mă. Ce vrei, următorii 4-5 ani, asta e la putere. Ăsta e, dar nu știu, azi m-am uitat o leacă, ăsta e de anul trecut. Ok. Nice. Și... Aveam colecție de Burago când eram Mai există? Wow. Da. Mamă, ce... Ah, e RB18, ok, da. E la anul trecut. Da, e mașina campioană. Deci v-am versat pânt. am înțeles. Da, da, da. Am da. înțeles. A, ah, l-am și pe băiat aici, fost partea asta. N-am fost uh, fanul cuiva, îmi plăcea să mă uit, știi? Dar ușor, ușor, uh, îmi place Hamilton odată că e un... că și-a format un personaj. Știi, multă lume îl critică pentru că de-a lungul anilor a vorbit foarte corect, știi? A fost foarte bine marketat, a fost și se pare plictisitor la omen, dar știi, zice numai chestii frumoase, zice, dar mie îmi place că e un model pentru mulți copii, pentru și un model de sportmanship. Da, acum când nu mai e el după șapte ani, mă, a... acum s-a dus o lecă în jos s -a, și... a dus ce vrei. Nu se ducea atât de în jos, dacă, dacă George. Așa, nu era anul trecut mai bun ca el. Nu venea, da. Știi că dacă ziceai ok, băi, băie, mașina proastă mm -hmm. că... Bine, și mașina e făcută pentru da, fiecare da, șofer, da. da. da, da. Da, oricum, cred că îl ia Paul optulea. Vedem. Poate, da, <laughs> da, în următorie. Hai să, să vorbim despre tine acum. Eu un ăsta e al treilea episod al meu. Da. Dar îmi place să pe aduc... Pe cine ai mai avut? Am mai avut pe Mark Evans. Da. E un producător de muzică. Da, știu. Uh, pe un tip care... Ai uitat invitații. Este list <laughs> la revista El. Ok. Așa, și tu ești acum al treilea. Am înțeles. Da, și mereu le, încerc să le aflu povestea de viață, ce au făcut. ca asta e cel mai interesant, știi? Că toți vedem cum ești în prezent. Da. Dar nu știm din spate cât ai chinuit tu să ajungi până acolo. Uite, chiar mai devreme aveam o discuție cu cineva pe Instagram despre easy money și despre cât de ușor îi faci banii aia și de fapt îi faci degeaba că la fel de repede îi cheltuiești dacă n-ai un background pe care ai construit. Zim ce vrei să-ți spun. Cine este Dana? Ma. <laughs> Chiar era colega ta? Deci fie, n-am avut nicio... Ba da, că am avut o colegă, Dana. Dar piesa n-am scris-o eu. A scris-o cineva. A scris-o Manu Savu. Deci doar vreau să vă supun atenție următoarea întrebare. Nu întrebare, următoarea afirmație. Piesa Dana, pe 10 octombrie 2023, va face 23 de ani. Deci Dana a terminat și facultatea. Da, e majoră. Da, e, majoră. Am avea voie de mult. da, da. Gândește-te, 23 de ani de atunci. Wow. Și lumea încă mă pune să o cânt la cânt. Dar și eu mai cânt? Nu, no, o cânt normal că o cânt, că altfel mă linșează dacă nu o da, cânt. Da, mi se pare normal. Da, mie nu. <laughs> sincer. Dar știu că tu o știi pe de rost, mi -a -a luat. Tot timpul povestesc că era un într-o Era mic. Și în primii trei ani de amicii, mai că mai mergea cu mine în fiecare săptămână la la București cu mașina. Până am făcut 18 ani. Și într-o benzinărie <laughs> mă strigă unul. Bă, uite-l pe ăla cu Oana, Oana. <laughs> și eu eram foarte... Nici acum nu prea îmi place să mă recunoască lumea, știi? Adică nu că nu-mi place să mă recunoască lumea, că îmi place că mă recunoaște da. lumea. Nu-mi plac oamenii care nu știu să interacționeze cu... Uite și acum am fost până la mall și am trecut, au trecut trei oameni pe lângă mine. Și unul a pus mâna pe mine, m-a atins, m a Pins să mă oprească. Băi, băi, tu ești... Păi zic, nu pune una pe mine, că hai, faci o poză cu mine. Și prima oară mm. i-a răspuns urât, zis, nu, facem mai târziu. Plecăm din oraș. M-am simțit vinovat, m-am întors și am făcut o poză. Dar modul de abordare mă deranjează, știi? Da. Că, și eu am văzut artiști și am artiști care îmi plac și m-am întâlnit față. Dar nu mă duc, băi, ce fa, băi, băi? <laughs> <laughs> <Gresan>? <laughs> <Gresa>? Da, da. <laughs> În contrast, uite, am avut pe stradă, pe stradă la mine parcam mașina și am văzut o fetiță care era cu un carnețel în mână și venea spre mine. n avea curaj. M-a lăsat da. am amintat într-un magazin, eu -a ceva de băut și când am ieșit, bună ziua, domnul Ristei, vă apreciez atât. De... Băi, frumos a vorbit, știi? Și mi-a fost o dragul normal să, să vorbesc cu ea, să stăm. Că sălbatic nu sunt. Dar modul de abordare la noi Băi, <coughs> mai fac pe așa. Băi, sau... Ristei, vino să faci o poză <coughs> cu mine. Da, da, da. Băi, cum mă vină vin să, fac, să, faci vino, o poză? dacă vrei să faci o poză cu mine. Vino, vino să faci... Da. Cred că ei știi cum. Că noi așa am fost. Uh, când vedeai un artist sau te gândeai la un artist, bă, la cred că nici nu bea apă. Nu bea. Dacă la cred că nu doarme noaptea. Nu cred că văzut, e altceva. Adică, Nu-i nu muritor de rând ca noi, știi. Noi știți că pute la fel. La pașa da. mea. <laughs> Și tot mă tot, E la fel. Când aveți de astea, gândiți-vă, Andrei, Esca se duce la Eu să duce. Da, exact. <laughs> Da, și cred că de asta e, știi, și și eu când eram mai mic, nu știu, îmi plăcea de Antonia. Antonia. În perioada aia înainte de 2010, când era ea în trenduri, avea Marabu, avea Ești duc, ești bagabond. Și a cântat la un club, știi? Așa. Și eram acolo cumva lângă scenă și stăam așa frumos. spera că plec acasă cu ea, știi? Deci eram așa. clasa 11-a. Eu așa făceam... Ascultă, fie te proastă. În general, cred că și în liceu aveam atât la fel de proastă. Uh, eram tipul ăla, dacă mergeam la vreo petrecere sau la cineva acasă, cum ne strângeam pe vremuri, ziua da, cuiva da. sau ceva, și era vreo fată din, cl din clasa de care îmi plăcea, eu am fost timid tot timpul. Nu pot să mă bag în seamă dacă nu mă bagă cineva în seamă. Dacă începi tu să vorbești cu mine, sunt mega deschis. Dar nu pot să inițiez eu. Mie da, nu-mi place și stăteam așa într-un colț, toată lumea se distra și când simțeam eu că e moment, mă puneam așa într-un colț pe canapea și mă făceam că nu mă simt bine, mi-e rău mie. ca să mă ca să gândeai să să în că pe cineva. vine cineva exact, Ce <gânh> și nu venea nimeni și la un moment dat îmi zicea colegul meu de bancă pe la un not, hai mă, merge acasă hai acasă, să <gânhă> a terminat seara nu vă pasă de bine și mă uitam, nu e ca în filme, mă, mă frate când stă unul, vine cineva o fată desgrăcată și zice <g Counter demais> vrei să te consolezi eu? Ciuchu. Nu încercați că nu da. iese. Da, oricum cred că ai depășit perioada asta. Băi, am depășit-o, da. Chiar am acum depășit. Acum zici tu de la tine, băi, mi-e rău. Am <laughs> <laughs> nu, acum mă duc eu să am grijă de... <laughs> am depășit-o, mă, și am depășit-o cu Naomi, am depășit-o. Că dacă nu o prindeam atunci la X-Factor, pleca. Nu mai, mai o prindeam pe scenă, nu o mai prindeam pe scenă. Eu cred că tu ești, nu știu cum o vezi tu pe Naomi, ca femeia aia care e pentru tine, ți-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața. Da, chiar mi-a schimbat viața. Și, și nu, eu simt că mi-a schimbat-o bine. Nu cunosc foarte multe despre uh -huh, relația voastră, uh -huh. dar am văzut cum ai vorbit acum despre ea. Da, da, și da. asta mi-a inspirat. Și, și simt cât de mult m-am dezvoltat eu personal, vorbind cu un om care are altă cultură, altă uh, naționalitate, altă limbă, și de la care eu sunt, eu eram, stă, încă sunt foarte încăpățânat la păreri. Sau dacă, dacă tu îmi spui ceva și eu am altă părere... Prima mea tendință este să nu te cred. Dar cu naomi am învățat chestia asta. Vorbind seara, știi, eu ziceam ceva, i-am povestea altceva, punctul ei de vedere. Nu există un așa ceva. Și ne culcam și dimineața când am la. La Neața am eu revelații. Da, 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 da. Că mă stau mult degeaba acolo. Și stăteam așa și mă gândeam, zic, păi ce a zis mă fata aia serie? Și când ajungem acasă la 12, să știi că avea dreptate. Și îmi schimbam părerea. Și sunt o grămadă de chestii pe care, despre care în ultimii 2-3 ani mi-am schimbat părerea și le-o total pe dos și nu mi-e rușine să recunosc. Da, îi zici și ei, știi, în am a avut dreptate da, dreptate seara. Ei mai, da, îi zic. e bine. Îi zic, îi zic. Înainte bine. nu zicea. Da, îi zic. Înainte, da, știi, după da. două, trei luni, mai ții minte atunci când deci. <laughs> Dar trebuie să găsești persoana căre, în care să ai încredere că ar putea avea o opinie bună, știi? Că așa, dacă eu vorbesc cu cineva care pentru mine nu reprezintă un factor de încredere, Ok, ți-am ascultat părerea, dar tot la mea rămâne. Da, 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 da. Dacă știu și îmi place de persoana respectivă, băiat, fată, nu contează cine e, dar îmi place ca om, ia să, ia să mă gândesc, mă, poate are dreptate, poate gândesc eu greșit, sau poate n-am gândit-o total. Dar mi-am schimbat procesul de gândire. Și de asta sunt. Chiar e unul dintre lucrurile care, de care sunt mândru în ultimii ani, că m-am dezvoltat un pic personal față de profesional pe care l-am dezvoltat în ultimii 10 ani. Personal, cam rămăsesem în urmă un pic. Da, păi la un moment dat cred că te aliniezi, știi? Că te uh -huh. duci într-o direcție, în alta uh -huh. și... Ba, aia e că ar trebui o leacă să echivalăm. Exact. Da. Zimte, exact. rog, un lucru pe care simți că l-ai făcut tu greșit. Uh -huh. În, nu știu, în cariera ta. Și cum, cum l-ai face din nou, astfel încât să-l faci foarte bine? Mm, nu sunt genul de om care se întoarce și se uită la ce a făcut sau ce n-a făcut și să regrete, însă uneori îmi pare rău că n-am avut pe în anumite situații. Și tot timpul dau exemplu ăsta. Acum acu câți ani? 6 ani, 7 ani am jucat în Fantoma de la Operă, pe care am și tatuat-o. Înainte de asta mai primit Aproape primisem un rol Romeo și Julieta, cu 5 ani înainte. Numai că mi-a fost rușine să mă duc la casting. Pe nu m-am prezentat m-au sunat și mi-au zis miercuri la ora cu tare, ești acolo. Da, 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 mi a trimis partituri, m am învățat tot, tot, tot. Eram 21 pic de ani, cred că aveam. Și ei mă văzut să știau că eu cânt, dar totuși să mă duc la un casting, că na, așa se face. Mi-am închis telefonul și nu am mai răspuns în ziua la telefon. Ți-a fost rușine? Mi-a fost rușine. Mi fost, pentru că mi-a rușine să... Mi-a fost rușine să-mi susțin lucrarea de licență. Mi-a fost rușine... Cu, nu te-ai știi, că eu cânt în fața oamenilor, dar și când intru pe scenă am emoții. Sunt altfel de emoții, dar mi-e rușine de treaba asta, știți? uite lumea la tine, te judecă. La cântat am mai scăpat de ea pentru că știu că am încredere în mine la cântat. Dar l-a vorbit, mamă, și m-am gândit, zic, mă duc acolo, eu n-am nicio treabă cu teatru, cu musical, cu zi oameni, profesioniști acolo. Și apar eu, un puțoi de 20 de ani, care a venit să... Nu, no, și am închis telefonul și m-au mai sunat oamenii după vreo lună. Flori, și uite, timp de o lună m-au sunat... Nu dar nu ți-a trecut rușinea într-o lună? Nu mi-a trecut rușine într-o lună mi-am închis telefonul și știam numărul și nu răspundeam când mă suna. Și la un moment dat, cred că am uitat despre numărul și am răspuns, bune, Florin, ce bine că... A, mi-a căzut cerul în cap. Știți, am avut o problemă, nu știu ce am mințit eu. Uite, n-am dat rolul, vino că săptămâna asta e ultima dată. S-a dus cineva? Nu s-a dus nimeni. Și după aia, când am venit asta cu fantoma, am zis, pasta nu ratez, dar n-am putut să mă duc singur. Mi-am luat un coleg de trupă, l-am luat Șerban. Și a zis, vină cu mine, și am absolvent de conservator, mai știa un pic mediul ăla. Eu n-am făcut în mediul ăla, că eu n-am făcut școli de muzică, n-am trăit printre muzicieni. Și când am intrat acolo, eu am avut dreptate când eram. Se uita toată lumea. Ăsta de ce a venit? Âsta, ăsta, vrea rolul. Mm. Și când am intrat și am zis că am luat... De Le-a căzut fața la... <laughs> dar sunt niște chestii de astea dar da, nu știu poate dacă l-aș fi făcut altfel atunci poate nu se întâmplau știi a, asta așa e că... dar un pic de tupeu nu cred că nu cred că e greșit în showbiz nu tupeu ăla obraznic da, știi? Nu dar nu obraznic un e pic de curaj curaj, da că impulsul de a mă duce l-aveam dar mă ținea pe loc mi-era teamă și cred că asta aș fi schimbat un pic acum nu mai dar tu când erai mic ce vrei să te faci? n-am avut niciodată de-astea să știi mă întreba lumea, nu răspundeam, nu vreau să mă fac nimic. Nu, nici preot, nici... <laughs> nu, nu, nu cred că mă pă, aici, nu. <laughs> cred... Cred că mi-a plăcut să cânt tot timpul, dar nici nu cred că m-a întrebat nimeni asta, știi? Adică mai că nu m-a întrebat pe la 10, 12, da. 15, 18, bă, ce vrei să faci când o să fiu? Da, îți proiectai o chestie că, nu știu, că vrei să faci o... nu. ceva, nu? Nu, n-am idoli, n-am avut niciodată, uh... Am persoane pe care le apreciez, pe care m-au influențat, de la care am învățat, dar n-am să mă bă, vreau să fiu ca ăla, da, știi, da, da. să-l idolatrizez, să... N-am avut chestia asta. Uh, și n-am avut nici... Ce m-a întrebat? nu wow, sunt senil, am uitat ce, <coughs> ce, ce vrei am. să te faci când, Așa, e, când, e, o să când erai mar. mic. Și da. n-am avut nici... Nu, nu voiam nici doctor, nici nimic. Nici inginer, nu. Cred că mi-am descoperit pasiunea asta și... Și ai știut în ce direcție exact, să mergi. Exact, și nu cred că a mai existat întrebarea, știi, bă, ce vrei să faci? Că... Cred că m-a întrebat o dată, maică bă, ce vrei să faci când ai la facultate? Unde vrei să te duci? Faci muzică? Și atunci am zis, nu vreau să fac facultate de muzică, vreau să fac ceva, altceva, că mie îmi place tehnicul, îmi place și partea asta. Muzica o învăț singur, dacă vreau să o învăț singur. Știi cum era? Bine, încă e. Să faci, să ai o meserie, că muzica nu e o meserie. ai, ai inginer, polițist? Exact. Și ce? m a trimis la inginerie. Și, dar vă zic acum, cu mâna pe inimă, muzica e o meserie. Și dacă vrei să o faci și poți să o faci în mod profesionist, îți va ocupa timp ca un job. Stai, liști, vină <laughs> aici să hai, hai, și tu. <laughs> Că lumea întreabă, ce mă, cât voi luați voi pentru o cântare? Eu câți bani? Păi ce, când 10 minute acolo? Nu mă plătești pentru alea 10 minute, mă plătești pentru ultimii 20 de ani în care am studiat toate instrumentele, pentru sutele de alea de mii de euro pe care le-am băgat în scule și pentru 8 ore pe zi pe care le petrec, chiar le petrec cântând și studiind încă. C C că pe măsură ce am bătrâni, mi-am dat seama că e mai mișto să înveți chestii. Da, e mai mișto. Când ești mic, nu prea. Ți le bagă în cap, învață și tu zici, nu, nu, nu. Dar când ești mare, îți dai seama că... Și acum, dacă studiezi o zi, ba, a doua zi simt ce am făcut ieri. Înainte nu prea simțeai că, na, te lua capul, Gagici, băuture. Da, 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 da. Acum simți că are un sens. Și cu cât îmbătrânești... Mamă, vorbesc ca e bătrână. <laughs> cu cât îmbătrânești... Eu când eram mic, <laughs> eu <laughs> prevenimea mea... Dar chiar așa e, mă să zic. Uite, l-am acum pe unul mic în trupă, chitarist nou, 20 de ani. Deci gândește-te că eu am 36, el are 20. Mulțumesc frumos. La fel. Mersi. La 20, eu n-am crezut că poate fi așa mare diferență de de generații. Deci gândește sunt câte? Patru? La patru ani o generație? Patru generații între noi, da? Eu, nu, nu, este incredibil cum gândește generația asta nouă, câtă lipsă de atenție poate să aibă și cât de greu să se concentreze pe o anumită chestie, știi? Eu sunt un pic militărie, așa, la cântat și la lucru și la... Sunt foarte serios. Da. Pentru că tratez, o tratez foarte serios și mă aștept ca lumea din jurul meu să o trateze la fel de serios. Și încerc să-i bag chestia asta în cap de a, de a învăța și de a studia și de a și școală și, și nu se prinde. Și zici că nu vrea, adică... Să nu, nu... da, că sunt altele acum tentațiile, plus că e mirajul ăsta acum al faimei, știi? Care e destul de rapidă cu internetul, știi? Da. Pe vremea noastră, până ajungeai prima la o emisiune la televizor în 2000, <laughs> când am ajuns prima la Neața cu Brenciu, <laughs> Tu, făceai cruce cu două mâini. Acum ai postat un clip pe net, știi? Dacă ești bun și ai un pic carismă, poți să devii viral, poți să. De asta vreau să te și întreb. Mm. Dacă ți se pare mai ușor să devii celebru. ai că nu să devii mm. celebru, mm. că asta. Să faci muzică bună acum decât era înainte. Nu, cred că mi se pare mai ușor să devii celebru. Dar să fii da. celebru nu. Sunt o grămadă de dește care sunt foarte cunoscuți, știi? Da. Dar dispar. Că n-au nimic de zis și te cunoaște că ai scos o piesă, bang, ai rupt. Dar după aia dacă n-ai mai făcut nimic, eu asta le ziceam tuturor care mă întrebau cum de ai rămas tu unul dintre singurii câștigători de ce am câștigat. Când stă pe limba X-Factor. Era zic vocea. Mulți câștigători n-au făcut nimic. Sunt mai mulți de ăștia care au ieșit pe locul 2 sau 3 și au făcut ceva. Și eu le-am zis, eu am câștigat X-Factor pe 24-3 decembrie 2013 dacă eu, eu nu aș fi făcut nimic, pe 1 ianuarie 2014 lumea uită de mine. Așa Pentru e. că vine Revelionul. <laughs> și vine anul nou. Vorbim cu ăla, cu altul. Ba, cine a câștigat un într -o? Mă știe, sule, dacă n-ai apărut la televizor sau dacă nu faci ceva... Eu asta am făcut, am fost constant, știi? Chiar dacă n-am -am avut hituri să rupă pe radio sau n-am... Am avut, dar n-am avut la nivelul altora, știi? Și n-am... Am fost o bună vreme frustrat din partea asta, dar după aia când am simțit că eu fac altceva, hard work chiar pays off la un moment dat. Adică să nu credeți că dacă munciți 10 ani profi, nu o să se întâmple să ajungeți unde vreți. Se întâmplă. Nu se întâmplă să o bubui într-un an, dar dacă ești o constant, să vină. O, o să vină, să vină o să vin. Dar lumea nu mai are răbdare acum. Și asta văd. Ăsta da. primul lucru la ăștia mici. N-au răbdare, Pentru că easy money, de ce ziceam. Poți să faci bani rapid cu pe știi? Dacă te duci un pic capul, faci faci cât suntem de treții la 18 ani. Și la 18 ani îmi dădea mama la facultate 50 de lei pe săptămână, ești nebun la cheam. De ce să Știi ce îmi luam? Mamă, ne luam pentru un la școală sau ce căcat ne luam. Și în ultima zi, duminica, când seara venea pachetul, și duminica la prânz eram trei colegi de cameră, cu care e cel mai bun prieten și în ziua de și adunam cât mai aveam rupeam o sticlă de cola o sticlă de coal la 2 litri era psst, era, în era țiplă și erau niște chestii se au niște puf da biscuițe yeah, da mai sunt încă da. băi toxici cred da. că <laughs> mamă și ne luam un blister de la de 10 da. mamă era sărbătoarea măi, acolo <laughs> ce ne bucuram acum nu acum dacă n-ai 100 de euro să ieși pe o seară la un club undeva la 20 de ani e rușinos dar ți îți mai place să ieși în club? nu no s-a cam dus vreme. S-a dus, dar s-a dus că s-a dus. E un pic dor. Sau că e vârsta noastră. C când eu cred trecut. că sunt etape, mă. Eu cred că se întoarce. Nu, eu nu zic că s-a dus. Cred că se întoarce când, când nu te aștepți mai mult. Mie mi s-a și luat că cântând seară de seară, le-am văzut pe toate, am fost în toate locurile, m-am și, și, distrat, am și cântat în toate locurile. Și acum, pref nu știu dacă am ieșit de patru ori în ultimii trei ani. Bine, a fost și pandemia, la noi în grupul ăsta de prieteni, suntem trei prieteni, părând s-a petrecut, prima a petrecut Nicu în facultate, după care am început să petrec eu și când am terminat eu am început al treilea, onții, oh. am avut pe rând. Și, uh... și v-ați tras unul pe altul? Ne-am tras unul pe altul, dar uite, acum aș prefera, săptămâna trecută mi-a zis, ieșim vineri seara la Nuba, unde? Ok, hai să ieșim. S-a făcut vineri seara pe la ora 8, am dat un mesaj și zis, eu nu mai, <laughs> nu mai am să... curaj. <laughs> nu mai... Avem ce un chef să ies, mi era așa bine acasă, mă pusesem în pat mă uit, și mă uitam la ceas 11, Pă, 11, păi într-o eu dorm, mă ține bunit, aia încep bubuiala la ora 1, eu sunt leșinat la 1, mai ales că am și emisiunea dimineața, nu am mai. Oh, da, parcă nici nu mai poți așa să... nu mai... Hai să ieșim să bem, să ne rupem capul, să ajung acasă, mi țiu eu urechile... Păi rupem capul, înainte, a doua zi eram la fel. Acum Asta rup zic. capul o săptămână, nu mă mai ridic din pat. E -te altfel, te lasă și corpul dacă nu ți-ai antrenat. Da, nu mai e ca înainte, no, când, în facultate, când no. era vodka aia de... Aduceau băieții din Moldova, Nemirov. <sus> Nemirov. Și era cu ardeiute, cu... Mamă! A, da, era picantă. Câți Uh, fac 32. Puțin mers. Unde ai făcut facultatea? Aici, în Iași. Iași. Da. Da. Nemirov. Centru universitar puternic, fete frumoase la Iași, nu? Da, dar nu la... Nu ne-am făcut nu ne făcut, făcut t -a. T -a. <laughs> Erau numai băieți. Ce ai făcut? Am făcut inginerie auto. Inginerie. No, da, băi. Ai o fată? Erau câte o fată, era câte o fată pe grupă. și no, aia era combinată sarat. cu șeful de grupă. <laughs> Țintea sus <laughs> Da, sincer, <se> <laughs> știi? și, încă și în era la... Numai băieți, adică nu riscai, știi, să vezi o fată Eu să înainte cea... să plec la București, auzisem la știri Orgiile din regie, petrecerile Vin <laughs> și deci eu Și eu mă gândeam, zic unde mă duc eu acolo, zic, mă recunoaște lumea, orgii de astea, zic, eu eram cu mine, bine, am, sunt, cu, om am fost, cred. Și când am ajuns acolo, am văzut, unde mă pe zogile? Unde petrece lumea? Că la mine pe palier nu-i nimic. A Fete, nu erau chiar numai cămin de băieți? Asta e ca e atunci când, când ești mic părinții îți spun că ai grijă că dacă vine cineva să-ți dea droguri, să nu le iei <laughs> gratis, știi? Și Eu crești. Nu, <laughs> 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 da, unde să <laughs> Și îți dai seama, băi, nu a venit nimeni. Erau minciuni. <laughs> Veniți, frate! <laughs> <laughs> Adevărat, să nu iei de la străin. <laughs> Dar de ce? Dacă e gratis, de <laughs> da, da, ce? Dacă e a intrat și cuba asta. Bă, da, ai intrat să ne fie bine. N-ai bine. pus și tu un aer condiționat aici. Uite, la acolo merge de, de dimineață. Uite-te, și tu ești asudat. Da, știu. <laughs> știu, de asta de la gheață. Mm -hmm. <laughs> da. tu ce trebuie să știu astăzi seara la cântare. Despre Iași. Vrei să-ți zic fun fact? Adică nu fun fact, fact. Hai zil. Mama și tata au făcut facultate la Iași. Unde? S-au născut aici la Iași. Ce facultate? Mama a făcut dacă e profesor ce a făcut? Litererul, cred că litere. Da. Da, și tata a făcut medicină veterinară. Ok, în cupou sus. Da, și s-au întâlnit acilea și s-au mutat la Galați. Ce tare. Da. Acum Da, cum oricum era alte vremuri, ani. știi. Da. 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 Adică ei aveau atunci în în Tudor lângă mol, Acum e Lidl și care Tudorii de steurile de la cămine, nu? Da. Cel mai bun prieten al meu din, unul din cei mai prieteni din Iași, el era la Cămine, în Teuri, student la Poli. Eu eram mic și el era fanul nostru cu amicii atunci, el ne-a da, făcut da, site-ul, ne-a făcut vine și asta seară a salut pe Geo. Acum... Uh... Ba, ce bani mulți, că era băiat deștept, nu ca alții. <laughs> da, știi cum, cum ai zis tu, dacă s-a ținut și a progresat? Exact. Și asta ziceam, ta. acum dacă ești student, peste drum de Bahlui, da. ai uh, magazine din astea, Lidl și la la la. Așa. Înainte ce era acolo... Ha. Fabrica de bere. <laughs> <laughs> Noi aveam în regie fabrica de pâine. Da, da era. <laughs> tot cereale, dar nu. Da, da altfel. Și am auzit povești din astea, din astea că se duceau studenții Așa? la paznic acolo să le dea bere nefiltrată. Oh, okay. Dar nu că nefiltrată, nu e nimic. Au zis că era ca uleiul. Uh -huh. Și au zis că se duceau cu pungi, cu sac, Efectiv, tot ce era, ce ținea lichidul. Uh -huh. Și luau de acolo... Am auzit de, că cumpăreau. aici la Berariu, mi-e bere bună, foarte bună. Eu nu sunt fan bere. Da, nu mai băut berea potrivită. Și... Da, nu, nu sunt fan nici acidul ăla încă. Am avut etape așa cu alcoolul, știi? Am plecat de la bea 50 de șaturi de iagăr pe seară, până n-am mai putut să văd iagărul la în față. până... Și acum am ajuns la Rom, sunt în etapa Rom. Așa a făcut toată lumea. Da. Acum vreo 5 ani era iagărul, era da. mai ce bei? Mă, nu-l mai suport, mai ales și dacă îl dimerești cald un pic <coughs> și da. dulce la ăla, smoală simți că bei. Nu? Și acum am, descoperit romul, mi se pare o băutură echilibrată. <laughs> și da. am niște romuri preferate. Cu cola asta nu mă împacă și găsi altă combinație, cred că cam... Da, că, nu știu cu tunerică. ce... Nu prea merge romul, da. mă Da, mie mai îmi place ginul, de exemplu. Gin? Gin tonic, dar asta da. când te duci la all inclusive, știi? <laughs> <laughs> Be și gin tonic. Vin da, uite, îmi place. Be, încă nu-l înțeleg. Nu, nu. Eu m-am îndrăgostit de vin. Prima dată în 2020, în pandemie. Ai nu, nu aveam încă un studio. Nu, că eram deja cu treabă, știi? Așa. Și luasem de la cineva, gen spațiu de coworking, avea studio aici în Și vine tipul într-o zi și zice, bă, na, uite, poate să cumpești tu niște sticle de vin de la mine, că am fost la o prezentare de vinuri și am gustat din ele și m-am cam amețit și am cumpărat un box. și acum nu am ce face cu ele, știi? O bună prezentare. Da, l convins da, da, Și, și a venit boxul și iarăși o m-a luat cu prezentarea, că, știa era învățat, știi? și era 12 ziua, gen, hai că uite, bă, un par Băi, avem treabă, și nebun până să... Hapța, mamă. Până la 5. Era, era, am luat și eu două sticle de la el. Am dus pe le-am archetat bine. Da da, 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 da. Bun. Ia, da. E bun, da. Un prieten are o vorbă. Alcoolul este un drum închis. Ori te ții de el, ori te va domina. Mie, nu știu, de exemplu, îmi place să beau dar rar și cu un scop. Da, corect. Da. N-am ajuns încă să beau singur acasă de plăcere. Sici. Adică nu găsesc plăcerea în alcool, dar într-o anumită situație, da. Adică la cântare, un cuba, două. Ai, da, bine aici, ai nevoie. <laughs> și uite, eram la masă azi, și bă, bă, băuse o bere. Și după ce a băut o bere, a zis, uite mă, mi schimbat starea un pic. Mi-a mi venit zâmbetul, mi -a... Se întâmplă ceva chimic în corp. Știi că e o vorbă, ci că fiecare om are dreptul la o bere. O bere? După ce e o bere, ești alt om. <laughs> și uite, vezi că ți-a dat dreptate, da? <laughs> bună asta, o să minte. <laughs> uite, zi -mi că mai am și eu o întrebare. <laughs> mm. Unde se duce muzica din România, în ce direcție? Crezi să... că se duce în direcția bună sau într-o direcție rea? Acu, direcția bună sau direcția rea este o chestie subiectivă. Direcția bună pentru mine, mă întreb, sau în general. Nu știu. În general. Că știu că tu toți faci treaba foarte bine și ai direcția ta super bună. Nu știu dacă e rea sau bună, dar e firească. E... Okay. Mă întreba cineva într-un interviu ce lipsește muzicii române. Eu zic că îi lipsește timp. N -avem, îi mai lipsește vreo 50 de ani de muzică adevărată. știa. Mă refer după revoluție încoa. Că n -am. Când noi nici nu poți să ceri o cultură muzicală senzațională poporului ăsta. Pentru că suntem un popor balcanic, am luat da. muzică de peste tot, de la turci, de la ăia, de la Sârb, de la ăia, manelele nu sale noastre. Le-am le adaptat greci și am împrumutat. Acum am fost și poporul. Poporul a pupat în stânga și în dreapta, s-a dat cu ăia, a intrat în război cu și cu ăia, ca să supraviețuim. Așa am făcut și cu cultura în afară de a noastră, care a rămas pur prin puține locuri, am luat de peste tot, le-am băgat peste tot și se duce în direcția firească. Știi de ce? Eu am scris o postare, mi-a apărut cu la Memories de curând, despre Manele, acum vreo, despre curentul ăsta, acum vreo 6-7 ani. Și am zis că o să fie huge pentru că cei care ascultă genul ăsta și anumită tipologie de oameni, ăia sunt singurii care sunt uniți la noi în țară. Da, să știi că ai dreptate. Noi, în rest, nu suntem. Românii nu sunt uniți. Minoritățile sunt unite, romii sunt uniți, da. uh, oamenii care au o anumită, de anumită clasă socială sunt uniți. Și atunci când le-ai dat acces la internet, oamenii, aia, uh, ei acționează, ei fac. Ia vezi mă, că avem internet. Bam! <laughs> Bam! Muzică. Băgat internetul. A inundat internetul, au știu să profite de el, de un val. Noi, nu. Noi. Mm aia să vedem ce pune acolo. Nu mă, oamenii au zis, aia mă să facem pentru toată lumea. Și dintr-o mie de piese tot bubuie 10, știi? Da, da, adevăr e că și dacă... Și-au prins nici asta. Dacă te uiți pe YouTube... ăsta e, e trending da, 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 da. Și nu zic că, că nu-mi place stilul, dar n-am, -am nicio problemă cu ea care o Nu-mi place mie, treaba mea că nu-mi place. Dar au știut să profite, mă. Au știut să profite, au simțit că vine valul ăsta cu internetul, l-au călărit și uite rezultatele te eu în, în, trending sute de milioane de vizionări. De vizionari. Bravo lor! Da. Că nu mă uit eu, Bă, asta e partea a doua, da. Asta nu înseamnă că am boală pe ăla care cântă mai... Să cântă! Am boală pe românii. Români, români, albi, care încearcă să cânte un gen care nu e al nostru. Da, nu Că mai ei zic, spargă ea cu manele păi da, nu fac și eu Și tu faci și nu ai niciun haz. Că nu e stilul tău, n-ai glasul lor, lasă-i pe fiecare să cânte ce... A, că ție, ți-e teamă că dacă ești rock... Sau pop sau orice gen. A, ah, păi, dar nu avem nișa așa mare ca ei. Păi noi, dar tu nu te adresezi publicului ăla. Tu vrei să te adresezi publicului tău care ascultă pop, care ascultă reggae sau care ascultă ceva. Ei de aia sunt de succes pentru că se adresează fix cui știu ei, prin mijloacele cu care știu ei, și jos prăie. Noi încă suntem, mai avem de mâncat la. Asta. Da, dar nu știu că... E și vorba aia la noi, știi? Mm -hmm. uh, asculți manele? Nu, dar am eu un prieten care da, ascultă da, da, și da, da. mi-a zis mie... Da. da. <coughs> Sunt de să știi. La fel ca Insula Iubirii. <coughs> Vezi că după ce am început să fac asta cu Spi, toată lumea acum se uită la Insula Iubirii. și Până <coughs> acum nu recunoștea nimeni. Când zice, emisiunea aia... Ce e emisiunea aia de moravuri ușoare? Nu mă uit eu. Ce să învețe copiii? Obă, că copiii au... Teleenciclopedia dacă vor, dar știu, nu se uită știu, nimeni. știu, 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 deja mai bine, da. Da, și da, cu toată lumea, de când ne-am asunat eu cu speak public așa, poate, băi, te uiți pe net, ai văzut ce vizualizări facem, facem da, da, da. aproape jumătate de milion la, la o bârfă, la o masă, vorbeam cu speak, păi o să facem noi cu muzica în viața noastră, <laughs> vizionarea într-o zi, două. Păi adevărul că sunt și, îți oferă tata. Ai ce să ai, vorbești, ai, dacă, dacă ți-ai rupă un ai. interviu din ăla, vorbești de Hai Ai, ai, și să aleși pe sprânceană. Dar știi cum e că tot timpul întreabă cel puțin părinții. Bă, ce put cea... episodul de 20 de minute, bă. Isu, bă. Uh, E regizată, bă. Nu e regizată, bă. știu că nu, dar știi că sunt bă, ăștia. Nu mai astea, astea e e regizată. Regizat. I-am explicat și le-am explicat încă de la Asia. Orice emisiune de la televizor are un script. Că da. de asta e emisiune. Că de asta are iar un sens emisiunea. Adică prezentatorul știe ce să întrebe, reporterii știu ce să întrebe, știu în ce direcție să te ducă, scouting știe ce culpul să aleagă. Asta nu înseamnă că e regizat emisiunea. Asta înseamnă că oamenii care lucrează, e ca la tine la fabrică, oamenii care fac șosete, nu înseamnă că au regizat chestia. Da. Că asta trebuie să facă. Și că pe oamenii ăștia care participă, nu poți să-i pui să joace. Că nu poți. Dacă cineva ar juca ca ăștia concurenții, ar fi cel mai tare actor în viață. Nu poți să joci ales. Sunt niște reacții care nu se pot juca. Oricât de bun actor ai fi. Și ei nici nu vor. Nu, nu vrea nimeni producător de emisiune să-ți regizeze ție uh, cu niște oameni de pe stradă da, care nu da. știu să joace. ci doar tu încerci să-i duci spre... Spre păcat. Exact. Le dai să spre dea, le dai care să... normal. Ai ieșit, să voi la un să dating. Să date, exact. Da. Când treabă mă, ce plictisitoare dating -uri. Bă, bă, au un bă. scop, mă. Să <laughs> duc acolo, să te apropie, să facă niște imagini, să toate să te duc în direcția aia. Dar regizată, eu, sau Asia, sau... Nu poți să regizezi. Noi filmam de la 7 dimineața până la 10 noaptea, camera n-avea voie să dea stop. Ca să nu fie De niciun... De într-una? Da. Dar pe ce filmă unul? Filmau, schimbau tot timpul și când schimbau, uh, uh, nu știu ce, suport magnetic, nu știu ce, era un card parcă aveau la camera ei. Probabil, da. Și la ceva ore se dădea prin stație, zicea toată lumea freeze, înghețai unde erai, dacă erai într-o mașină sau undeva, îi rugai să te oprească, să oprește, cameramanul schimbă bateria, dă toată lumea prin stație, acum plecăm toți. Așa se făcea. Ca altfel n-ai voie să ai niciun moment care nu-i surprins pe cameră. Deci dacă cuiva i se termina bateria da. la cameră, s-a toată lumea? Da. Sau dacă cineva ceva pățește pe drum, ai un incident, ai, ca să nu ceilalți să nu aibă avantaj, știi, că dacă dai tu ai pățit da. ceva independent de tine, adică nu că ai ratat o mașină, s-a întâmplat ceva, camera a scăzut pe jos, a lovit cineva, se dă freeze și se toată lumea se oprește, 10-15 minute și pe pornești de la capăt. Dar zi acolo, ce ai mâncat interesant? Că mă gândesc mai la balut. Ma, ma. Deci mă când mă gândesc. Nu mai țin minte, ai avut. Am mâncat balut. Ai mâncat și e bun? Da, am mâncat fratele meu cu două mâini. Da? I-a plăcut? Da. Cu tot cu pene? Sau? Noi n-avem, nici eu n-am de astea de scârbe sau... E chestia aia de concept dar la urma urmei, da. Și mai ales dacă e cu o miză, o fac. Da, da, Așa da. să-mi dai acum, nu-l mănânc. Da, dar mănânc. dacă am o miză, îl mănânc. Frate meu, poți să și fără miză, că mănânc orice. <laughs> N-are nicio problemă. De frate mai cerea mi, -mi era... Mai aveți valută? Și noi, și noi mâncasem deja la cineva înainte de probă. Am avut noroc, am făcut cineva da. acasă și a zis o, să vă dau ceva tradițional. O, loc când am auzit ce-mi dă... Și de rușinea omului am mâncat și la ei acasă. Frate, mi-am <laughs> Mai vrea unul! <laughs> și la final zicea... Deci mâncai... Știi că e un pui nefăcut. Da, a dar -a e un să... pic da, făcut. Da. Și simți cioc, pene, adică da, Pe asta că penele alea, știi, da. Și la final, ca să vezi, avea o zeamă în care stătea ăla. Aaaa. Și fratele tău era? A, <laughs> Eu am dat-o ușor la o parte, nu, nu, nu. Dar am mâncat toate nebunii. Și uite, surpriză, că mă întreba lumea, nu mi-a fost rău în Asia, la nimic. La nimic, Nu am da. avut nicio problemă cu stomac, cu... Că zice lumea că e mizerabil, știi, și mâncai de pe stradă, sau nu știi, de pe la cine mănânci, că îi mănâncă cu mâna, că mănâncă de pe jos, n-am avut absolut nicio problemă. Cred pentru că mâncarea e fresh. Da, asta, Primul și, lucru. și depinde unde o țin, că dacă exact. sunt unii, se duc, nu știu, în peste tot Bali e fresh. sau ceva da. și Bali-Beli și te-ai dus. Da, mie mi-a plăcut mâncarea, Pff, îmi place mâncarea asiatică de mor, de mor, aș mânca în continuu numai ce mănâncă ei. Da, Bun. uite, eu am văzut, de exemplu, o, o chestie când mă uit la Asia Express. Mm, da. a, e tot timpul care -o, ăla, știi, când începe o nouă da. probă sau ceva. Și se vede că, la un moment dat, toată lumea e fresh, spălat, îmbrăcată. Aveți zile de concurs și zile de pauză. Păi, fii atent, deci e așa, a, o etapă ține patru zile. Da. Prima zi se alergă, a doua zi se alergă, a treia zi, cine a ajuns ultimul, ultimele echipe, intră la patra zi. Da. Primele șase echipe nu intră la a patra zi la cursa pentru ultima șansă. Ultimii trei care au ajuns o joacă și pe a patra. Da. Când, cei, când ei o joacă pe a patra, tu ai zi liberă. Zi liberă cu condiții. Da, da, Cazare, da. Cazare, da. mâncare, da, apă. Da. Ok, asta. După care ai o zi pauză. Toată lumea are o zi pauză între etape. Pentru că în pauza aia se mută locațiile. Cameramanii pleacă dinainte da, în altă da, parte da. se face set pentru partea alta Și tu ai o un săculeț cu haine murdare tu îl dai în ziua 5 și în ziua următoare îl primești înapoi curat. Ți le spăl, n-aveai cum să stai <coughs> în jei, asta da, Asta chiar era... Pentru că tu n-ai voie să vii cu, gheozda, cu geamantanul, ci în gheozdană ți doar schimbul, știi? Ai zis la două da, ore. Zis... nu a, <coughs> a fost mai nu repede. cred că e ăla de la bere sau ceva. Dar măcar ce repede, știi? lume. Bă, da, da, să da, fain, fain în Asia. Aș mai duci. S-au întors ăștia acum din America Express. Dar mie mi, mi s-a părut... N-am -am apucat să văd emisiune cu emisiune anul trecut. Da. Dar mi s-a părut așa mai... În uh, 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 față de Asia, știi? Un pic mai low ritmul, nu? Și asta, dar uh, când te duceai acolo, toată lumea... Mai, erau șanse, din mm. ce am văzut noi, super mici să te înțelegi cu ea. Da, plus că au dimerit și în pandemie. Le-a fost da. și greu după aia. Noi am prins da. un sezon bun și țara bună Filipine toată lumea știa engleză. Da, da. Aproape. Da, da. Că ei au fost colonie atâta timp. Dar, da, uite, acolo m-am mai învățat un pic să mă bag în seamă cu oameni. când am plecat de acasă am zis, eu să opresc pe cineva pe stradă? Niciodată. În prima zi eram în fața mașinilor, mă aruncam în fața mașinilor, e nebunit. Dar cred că te de nevoie, nevoie, da, da, exact. da, exact. Da, 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 da. eu zic, să vorbesc, nu, sir, please, <laughs> sir, please <my> food. <laughs> please. food, mi-era rușine să cer mâncare. A, asta o cerea fratele frate, îmi vedea pe unii pe stradă care găteau sau ceva, mă duc să le cer. Zic, cum ai cum să să le cer, e rușinos. Nu, mă, du-te, să duce frate, lua pe la toată lumea. <laughs> Ne-am părțit bine, știi? Da, uite, altă curiozitate. ăia mm. Ei nu știu de a se expres de emisiune? Da. Ei nu au, nu știu, ei o nu chestie, au, ce au, un au un România Express sau ce au? Pekin Ex Express se cheamă la ei, Ok. ceva de genul. Unii știu, unii nu știu. Dar uh, le explicam noi, bă, suntem la emisiune, suntem români, noi am, aveam și o strategie. Unele echipe, cum îți așterne așa dormi în emisiune, știi? Da. Adică dacă tu pleci la drum nervos, slabe șanse să găsești o cazare bună sau, contează vibe-ul tău. Păi, că... dă în cazare, băi! Exact, că lucrezi cu oameni, știi? Da. Și e normal, când se dă stop la cursă la ora 5, că până la 5 se dă, dacă se făcea întuneric repede, uh, după aceea trebuie să-ți cauți cazare, știi? Și tu dacă ești deja nervos la 5 și te duci la primul acasă, salut, vreau să stau și undeva să da, te mă pleacă oricum de oricum aici. Oricum cred că aveai șanse mari să ajungi nervos și obosit acolo. Absolut! Dar trebuie, să, da. trebuie să înțelegi că trebuie să duci pe la om acasă și la om nu-l interesează ce ai avut în ziua aia. Și noi mă ducem, mă duceam cu frate. Bine, noi oricum nu prea ne enervam. Da, noi, da, da. Și mergeam la om acasă și îi povesteam, salut, uite, stai cu emisiunea, uite, eu sunt Florin, ai un telefon, dă-mi un telefon să-ți pe Instagram, uite ce fac eu în țară. Asta cred că era salvare tuturor. Da, da. Asta e salvare. Deci... Plus că te văzi cu o cameră mare. Știi da, că întreabă da. lumea, de ce nu chinuiți mă pe camera mania? De ce nu le dați un desta mic cu lentilă de foto? Un GoPro. Că nu-i la fel. Da. N-ai credibilitatea televiziunii, știi? Da, da, Televiziunea da. înseamnă cameră pe umăr. Da, alea cred că nici nu, du- nu și duc nu... Alea, că sunt temperaturi, exact. condiții grele. Plus că aia când o scapi nu prea pățește nimic. Alea gaură în Asta, asfalt, da, da, exact. Da da, 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 da. da, da. foarte mișto experiența aș mai face real, reality-uri de-astea. Da. Mie îmi plăcea faza cu telefonul, Deși am văzut unele persoane, nu mai știu cine erau, dar le spuneau așa că we are big celebrities în Romania. Nu ești! Crede-mă nu ești! Tu poți spune acolo, dar nu! Dar era singurul lucru da. pe care am să-l bagi, știi? Noi am întâlnit o grămadă de familii, cu care încă țin legătura, să știi, din Filipine. Ne-am da, nimerit, păi noi ne invidiau în emisiune, pentru că noi am stat la cele mai tari cazări și stăteam mai bine decât producția uneori. Pentru că noi ne-am prins după câteva emisiuni cred că după vreo două. În prima am stat cel mai prost. Da. Că am vrut noi. Ne-am dus în junglă, ne-am dus fără acoperiș, fără pereți, ne pișeam <laughs> și din a doua dată am zis: "Hai să căutăm mai mult, să stăm mai mult pe drum." ne uitam la case, ne uitam la oameni, ne prindeam cam că pe la șase și ei terminau munca, dădeam o tură o oră, nu băteam și am nimerit niște familii de mixt, americani, filipinezi. Ce o gățir, la restaurant, la masaj, la a doua zi, de -aia eram fresh noi dimineața da. și ne întreba Gina, unde ați mai dormit? Mamă, și când ziceam, am mâncat porc, de și, și alții erau hămesiți prin stânga, fodor cu spic, cu, da, erau da, nebuniți. Da, da, da. Unde ați găsit? Am găsit mă. Contează, mă, pentru că toate emisiunile astea sunt bazate pe oameni. Că e uh, insulă, că e poftiți pe la noi, că e Asia, toate au un singur lucru în comun, oamenii. Și dacă știi să te porți cu oamenii, primești lucruri frumoase înapoi. Da, asta cred că e valabil viață. E valabil, să, exact, da. în viață. E foarte mișto și cred că e ceva ce rămâne, rămâne da. cu tine da. Și a fost o experiență foarte tare, mai ales că am făcut cu fratele meu. C a cât a stat acolo? Două luni sau cât e? Noi n-am stat până la final, că da. ne-a dat afară. De. Da. Uh, am stat șapte etape, de deci șapte ori cinci zile, trei cinci de zile. Deci o lună pic. Uh -huh. Da, e tare. E tare, tare. E tare. Dar, e tare. Știi cum e? Și e tare că uiți de telefon. Te telefonai? Da, da, Doar la 5 zile odată, îți zice ora, la ora 4, vă dăm telefoanele doar să sunați acasă să ziceți că sunteți bine, la 4 jumate telefoanele le dați înapoi. Să vezi drame pe hol. Aoleu, mai am 15 minute. Eu scriam, mamă, sunt ok, las telefonul. Că n-ai ce să mă, ce să stai, să la telefon jumătate de oră, să dă la da. Și, oh, și asta e mișto, că nu-ți trebuie, uiți, uiți de tot, de lume, de știi că ai o misiune, să găsești mașină, să găsești cazare, să te culci. Foarte mișto. Foarte... Noi ne-am greșat în ne-am ne mers bine nouă în Păi trebuie să mai mergeți o tură, -a că dacă v-a -a plăcut, -a plăcut, a plăcut lăsați telefonul acasă. Dacă o să fac un All Stars de ăsta, mi-ar plăcea să mai duc. Dar tot cu fratele. Da, tot cu el. Tot cu el. Da, și pe cine mai vedea în, în varianta asta emisiunii? Din cei Vede care că. au mai fost, da. Spic că sunt da. prieten cu el. Fodor cu Bontea. Da, au fost buni. Au fost fani. Da, da. Din sezoanele celelalte să știi că nu prea m-am uitat atât de tare încât să-i știu, dar sunt, sunt, sunt cupluri bordea, e mișto. Da. În general, cuplurile de băieți au fost fani. Da. Ori fani, ori pe power, știi? A, Cătălina, Ada e un cuplu fani. Ada are da, da, niște da, reacții Da, 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 a funny, fost, știi? a fost, Depinde pe ce vrei să mergi, știi? Că ai de luat... Și la Asia, ca în orice emisiune, contează castingul foarte mult. Contează să știi să-i pui împreună, că e foarte important să ai chimie, nu neapărat între mine și cu echipier, dar între echipe. Că așa se formează contentul, știi? Și așa ies fazele mișto la televizor. Dacă nu te halești cu echipa aia, altă, nu o să vorbești cu ea și nu o să creezi niciun content dar dacă sunteți toți fani și vă mai întâlniți și mișto, te mai și știi, iese ceva mișto. De asta a fost bun sezonul nostru. Chiar a fost bun sezonul. Da, chiar a fost. A fost. Și a și profitat de pandemie, că a fost fix în pandemie. Toată la bubuit audiența. A da. Da. În pandemie toată lumea da. era... Ce, că, că... Nu aveai ce... -aveai ce face. adică să... ieși afară, îți făceai... Uh... Făceam și podcast despre asta. Mai intram da. mai pe net, mai făceam... Făceam niște cifre, nu am văzut în viața mea pe YouTube. 5.000, 7.000, 10.000 de oameni live. Acum, dacă faci Bine, fac, mai facem cu spic, mai facem pe bârfă, merge. Dar când face altceva... <gâng> păi a fost, da, atunci, clar, a bubuit -bu -bu internetul în 2020, 2021 a fost, deja bișam afară, mai uh mama, -huh. mama, -ma. dar nu trecut mie, mi s-a părut că a fost, a fost o explozie și toată lumea călăt, da, dar nu de internet, de, și de ieșit afară. Freedom. Da. Și încă se simte. Nu vezi ce prețuri sunt? Da, dar ai fost, uh. ai fost în Mamaia recent, anul ăsta? Am fost în Miami. E ca Mamaia de asta. Ai fost <grijin> în nu. Mamaia? E nu. gol. E, e gol. Da. Stai, ce Nu ne văd doar. Stațiunea, Mamaia. Nordu? Mamaia. Mamaia, da. Mamaia e de clip. E de gol. E. Citeam un articol al cuiva din domeniu. Cred că asta i trebuie litoralul nostru, un reset. Ai trebuie, Pentru e clar. Că lumea s-a dus timp de 30 de ani din inerție, nu s-a da. schimbat nimic, lumea a cheltuit bani până și-a dat seama, fie stai mă, cu banii ăștia mă duc la vecini și nici nu crăp creierii, nici n-am serviciile astea de căcat și dau aceiași bani. Păi, și normal cum nu se mai duce nimeni la noi. Până o să moară de tot, toate, toate zi, companiile astea care se acupă litura și țin prețurile așa, că nu prețurile este problemă, că dai aceiași bani și la aia, dar primește primești altceva înapoi, de bani da. Și normal, o să ajungă la o implozie de asta, de o să se reseteze tot și să o ia la capăt. Că altfel, -are, altfel nu se curăță nimic. Dacă tot se duce lumea câte un pic, câte un pic și aia supraviețuiesc, nu, până nu mor și să o facă de la capăt. Păi erau știrile alea, știi, mm. că, că domeniul Horeca de la mare, mm -hmm. că nu mai patron, patronajul spune că nu mai au. din ăștia, nu angajați, că nu mai au clienți, mm. turiști, eram... Mm -hmm. Băi, îmi pare așa no, rău ma, pentru voi, știi? Că, frac, ce, da, exact. Ce primiți? Ce meritați primiți? Păi faci, mai faci o oră cu mașina și ajungi la Bulgari și te tratează ea, sau la Turci, păi îți facă ea tot ce vrei. de Da, aia. la Turci... Când te duci acolo, doamne, e minunat, e săraci, nu mai pot de treabă, o spătărie, să păcări, dar comparăm, Ce vă dau, ce vă dau? Da, tot timpul da, se da, tine da, da. acolo. Comparam cu Miami. Bă, Miami e ok, e scump, e scump, nejustificat de scump. Bă, dar măcar arată, ești America, știi? Arată, ai palmieri, ai serviciile, oamenii știu ai să se poarte. Adică omul ăla știe marketing, ăla care îți vinde pe agață, îți povestește, nu mai ai și aia și ei de rușinea lui, știi, că e mișto omul care îți prezintă la noi te-și tratează de căcat. Da, da, ca și cum te-au plătit ei te să vin. Te uiți stânga-dreapta, arată urât, clădiri comuniste, servicii comuniste, n nu, și până nu se schimbă treaba. Marea murdară. Păi, dar adevărat că și plaja aia la mamaia acum și obosește, are. nu că obosește, dar nu are nisip. Dar nici nu fac mă nimic, că alții fac diguri, pun plase în larg, fac să nu vină algele, să nu... La noi, da. eu o boierie acolo, <laughs> faci da, salată de alge. S au, s -au că am mers, exact mai este exact. din inerție și... Hai, de ce să schimbăm? La mă, că vin și dau ban da. bani fraierii pe Uite, până nu mai dau. Și pleacă toată lumea în altă parte. Mie și de avem, exemplu, Naomi ne zice, Păi avem litoral, câți kilometri ai litoral nostru? 70 sau nu știu cât are, de la sud la nord. Păi ce țară mai are asta litoral? Ține nebunit la cap? Dacă făcea pe tot literalul ăla ceva, din localitate în localitate, păi bubuia la noi era... Da, eu am făcut o tură anul trecut și acum plec cu emisiunea în cap Aurora. Avem o săptămână de neață acolo. Anul trecut am fost în uh, Venus, mama, ceva, nu mai știu unde am fost, tot pe acolo. Și într-o seară am luat mașina și am luat-o nu pe șosea principală, am luat-o prin stațiul. din stațiuni, din stația, da. să văd Că eu merg cu ai mei de când eram mic la mare. N-am fost niciodată la munte, numai la mare am mers. Și mergeam ori eforie, ori cum era cu sindicatul, Neptun, aveau ei bilete. Păi arăta la fel. Bălciurile da. la fel, aceeași miros de mici și aceeași baloane gonflabile, aceeași lăutărie proastă, că cântă și prost, că n-am probleme cu lăutăria, dar cântă da, și urât, da. la terase, aceeași vibe. Păi ce fac, frate? Stau în același vibe 30 de ani. Lasă-mă să mai duc să mai văd de aia rămâne lumea în, în asta, că rămâi în aceeași zeamă, mai schimbă un pic, să mai vezi că se poate și altfel. Mai zice, da mă, dar așa e, așa e popor, ce vrei. Păi, hai să schimbăm și noi, să mai facem niște pași un pic, frate, că nu mai, nu mai suntem în 90 și ceva. Pentru mine când în 90 ceva, la mare mi se părea, wow, apă. e da, ce mare, auzi, <laughs> da, stai da, da. Aici. da bă, de mie, de exemplu, acum îmi place în, în ultimii ani. Așa că nu știu colegii unde suntem. Deci suntem sus <coughs> aici, nu? Da, în... e 19. 10 în curând cântăm, avem concert. Eu sunt sus backstage, cică. Gata, le-am spus. Mie mi îmi place mai mult în Delta acum. N-am fost, ce crezi? N-am fost niciodată. N-ai fost niciodată? Sunt da. și n-am fost în Delta. Știi cum eu... ne-a făcut și pod la Dunăre. Am văzut, am văzut că a fost accident în prima zi. S-a <laughs> oprit <laughs> unul să facă poze la pod. nu <laughs> <bă. laughs> la noi mă se de Dar Cum? Bă, bă Da, am auzit că e spectaculos. E liniște, în primul rând. Mi-e frică de țânțari. Ea, uh, am auzit că dacă ei e gen e o nouă, țuică mică înainte, îți trece frica. Îți trece frica, <laughs> Străi... <laughs> nu te mai interesează. Tot Uite, anul trecut nu erau. Nu? Nu, dar anul ăsta, când a venit seara, uh -huh. nu funcționează niciun spre. n-ai cum ști. Da, nu, nu. Da. Și parcă nu mai funcționează niciun șpre ni eternat în 5 minute. Etern. Ok, dăm în 5 minute. Uh, nu mai funcționează nici parcă sunt mai al cu în țarima anul ăsta. Da, Sau da, un, de la an la an. Da, așa. Da, Uuuh. și nici nu mai interesează. să <laughs> faci așa. Pudă bă, face așa. Tu, dă, te, faceți face țânțarul. știi cum am ajuns? Am fost la mare aici în țară. Nu am mai unde de uh -huh. Și după aia mi-a permis timpul să mă mai duc o zi în Delta. Și am ajuns acolo, m-am cazat. În jumătate de oră aveam un nene cu băut. Aveam alta în mână și mă urcam în, și mă urcam în barcă, știi? Și am băut al doilea neneu cu, cu barca, știi? A. În viteză, efectiv, și am stat așa. Frumos pe canalele alea, nu? M-am de soare, știi cum? Că nu m-am dat cu tine aia. eu beau bere, sunt, nu. Noi suntem bărbați. m am dat la mare, știi? Am zis că ține până acolo. <laughs> da, da, da. <laughs> și nu știu, m-au umplut atât de bine de uh -huh. energie și m-a liniștit uh -huh. ziua aia acolo. Plus că e mâncarea soșmaker acolo, uh -huh. și proaspătă da, și proaspătă. liniștea, și te duci acolo eu nu mai știu cum zicea zicea restaurantul ăla. Dar din ăla de are delta în spate, uh -huh, știi? Uh -huh. Și vine a venit așa cu fundele de lemn Nici cu ceva de pește, niște icre, niște. Da, 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 da. Ce aș mânca acum, știi? Dar Da, a venit cu chestia aia, gen, nu cred că au icre, aici, nu? N-au icre. Da, uh, au venit cu o tavă din aia cu mâneri și cu claxon de bicicletă și cu pare de țuica. Și da. da. ne-au dat pe lincuță. Avem știi? și noi de aia la neață. Da. Am cu Nicolai da. și să mai din când în când. Zrang, zrang. A, Gata, -m. haide să Gata mai și cântăm. Că trebuie să mă pregătesc pentru actul artistic pe care îl voi desfășura astăzi. seara. Cred că o să fie, o să fie criminal. Sper. Că e... Eu sper, eu m-am auzit trupa asta cântând și nu cântă rău. Și eu... la gălă, a fost ok. Eu zic că o să fie spărtare și abia aștept să, fie, să te văd. N-am mai uitat de mult în Iaşi. cred că dinainte de pandemie. Cu da, ai să timp. mai cânti, dacă o să le placă, ai să mai cânti. Mulțumesc. Da. Da. super mulțumesc că ai fost lângă mine. Mersi frumos. Să știți că podcastul a fost filmat cu camere foarte scumpe, să vă uitați la el. Red. Spune, spune, că e red. Red. red pa. Da, au la București red. Avem. <laughs>